Un bloc fantom ar putea lăsa pe drumuri zeci de familii. A fost ridicat fără autorizație, iar oamenii au aflat nu doar că nu pot deveni proprietari în acte, dar și că ar putea pierde tot. Dezvoltatorul are datorii, iar ei ar putea fi executați ilit. Au plătit integral casele și au avut încredere totală. Întrebat de ce locatarii blocului nu au documente, proprietarul terenului oferă o reacție halucinantă. Soții Tărâță au un copil care suferă de autism și au fost nevoiți să vândă apartamentul din Focșani ca să se mute la București, mai aproape de medici. Au găsit acest apartament cu două camere pentru care au plătit 29.000 de euro. Prețul era la jumătate față de media pieței. Am crezut că găsim oameni de încredere, nici de cum oameni care să ne fure pe față. N-am știut în ce ne băgăm. I-am spus doamnei, cât și domnului dezvoltator, să nu mă pun în situația în care eu să nu am unde locui cu familia, pentru că am un copil cu probleme. Mi-a promis că nu se va ține de cuvânt și să nu am teamă că este o firmă, adică o persoană serioasă. Și ei și ceilalți cumpărători au acceptat să achite sumele integral și au mers pe încredere, însă la tranzacție au semnat o simplă promisiune de vânzare-cumpărare. Unora le e frică să vorbească și încă speră că vor deveni proprietari în acte. Și-ați dat toți banii? Câți? Mulți. Nu contează, mulți. 30, 40, 50... Aproape 20 de familii locuiesc acum în apartamente pe care le-au plătit integral, dar pentru care nu dețin încă niciun document. Potrivit promisiunilor, predarea ar fi trebuit să aibă loc în luna august. Locatarii au descoperit că mai mulți creditori au de recuperat bani de la dezvoltatori și ar putea fi ei executați oricând. Supărat că oamenii și-au spus problema în fața camerelor, proprietarul terenului îi avertizează că vor fi dați afară. Dar care se vor materializa sau nu? Domnul i-a pus în vedere ca până sâmbătă să-i libereze apartamentul. De ce? Pentru că a creat asemenea problemă cu dumneavoastră. Dar nu v-a dat niște bani? Banii stă conform contractului. Câteva minute mai târziu, bărbatul explică altfel întârzierea documentelor. Am dreptul să-mi cunosc și eu vecinii? Am dreptul să conviețuiesc cu vecinii mei o perioadă până să hotărâs dacă îi țin sau nu îi țin ca vecin? Am un copil cu probleme, domnule. Vă rog foarte mult să nu ne mai tulburați cu problemele dumneavoastră. Țineți-vă iadul în dumneavoastră și nu încercați să-l împrăștiați până duminică îi să dau bani înapoi și dispare de aici. Nu poate să-l scoată din imobilul respectiv fără o hotărâre judecătorească. El, dacă nu vrea să părăsească imobilul, nu poate fi obligat. Proprietarul terenului susține că dezvoltatorii care nu au putut fi contactați au mai achitat din datorii și că vor rezolva problemele. Echipa Observator a vrut să vadă și dacă blocul a fost construit legal. Vă rog foarte mult să luați legătura cu domnul Matei și să rezolvați cu domnul Matei. Reprezentanții primăriei sectorului 4 ne-au comunicat că la adresa respectivă a fost emis un certificat de urbanism pentru construirea unei clădiri cu un singur etaj și mansardă, dar în 2015 documentația a fost retrasă și nu s-a mai emis autorizația de construcție.